Bună seara, dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă. În această seară este seara experților. Chiar mă gândeam să fac o seară a experților, nu știu, o dată pe lună sau ceva de genul acesta. În studioul nostru se află doamna Valentina Vânătoru, expert în Feng Shui. Și vom dezbate împreună în această seară o temă foarte interesantă pentru mulți dintre noi. Cum ne alegem casa sau apartamentul? Cu toții putem trece în viață odată sau de mai multe ori prin situația de a ne schimba locuința sau poate că locuim cu chirie și atunci se poate să ne schimbăm mai des apartamentul sau casa unde locuim. Subiectul este deci foarte interesant. Așa că vă spun bine ați venit, doamnă Valentina Vânătoru. Bine v-am găsit și îmi pare bine să vă revăd. Și eu de-a dreptul mă bucur, vreau să vă spun, fiindcă reprezentați pentru mine personal o sursă foarte importantă de informații prin disciplinele, ca să zic așa, pe care le practicați. Mă refer și la Feng Shui și la I Ching și la astrologia chineză, da? Exact ceea ce vorbeam înainte de emisiune când planificasem să facem o evaluare de evenimente pe I Ching și să merg și eu în paralel cu radiestezia, fiindcă n-ar fi prima dată când ne dau aceleași rezultate. Așa este. În primul rând sunt două științe care se înrudesc și sunt multe formule din Feng Shui, de exemplu, care apar și în alte științe. De exemplu, formula pe care noi o să o discutăm și de la care pornește totul Loshu, apare și în alchimie, și în numerologie, și în cabala, da? Sunt mult mai multe alte științe care se folosesc de aceleași formule și de aceea dau aceleași rezultate. Foarte interesant. Am putea să spunem cum a luat naștere această formulă, fiindcă eu știu, mărturisesc că știu, dar mi se pare un lucru foarte drăguț pentru telespectatori. Această formulă a fost găsită de către Împăratul Galben pe spatele unei broase testoase. De fapt, au fost niște puncte pe care acest împărat galben le-a transformat în cifre, a calculat, a stabilit ce trebuie și a reieșit această formulă Loshu cu 5 în mijloc, că marea majoritate a pasionaților de Feng Shui știu despre ce vorbesc. Această formulă cu 5 în mijloc de fapt este formula de bază și este foarte important să o aplicăm și să o înțelegem, că de aici pornesc toate. Și a fost folosită această formulă și în lupte, pentru că dacă adunăm cifrele pe orizontale și pe verticale, dau constanta 15. Așa. Ei așezau 15 luptători pe o parte, 15 luptători pe o parte, adică în forma pătratului, da. Tot timpul în mijloc 5 luptători. Și așa câștigau luptele. Dacă n-ar fi centrul, tot așa o constantă, nu există diferență. Foarte interesant. Sunt oare aceste formule expresia unor sincronicități? Ce părere aveți? Cu siguranță. De exemplu, mai este o altă formulă în Feng Shui care a fost descoperită pe spatele unui cal de foc. Iarăși, eu zic că e vorba de o sincronicitate, pentru că ei spun că această formulă Hoto, de fapt, reprezintă lumea ideală în care noi trăim. Formula Loshu mai are și anumite lucruri pe care noi trebuie să le echilibrăm, pe când formula Hoto reprezintă lumea ideală. Deci noi am evoluat tot timpul și tot timpul am încercat să cunoaștem din cât mai multe știință ca să aplicăm aceste lucruri, să ne facem viața mult mai frumoasă. Și radiestezia, nu cred că a apărut așa pur și simplu. Cu siguranță totul are o legătură cu energii, cu mediul înconjurător, cu tot ce există în jurul nostru, cu viziunile cu celor exterioare. Care au fondat domeniul respectiv sau l-au dezvoltat. Da. Cu starea lor poate de meditație, fiindcă eu nu cred că o formulă cum este aceea pe care a găsit-o Împăratul Galben se poate găsi într-o stare normală de conștiință. Trebuie ca mintea să fie într-o stare specială. Cu siguranță, cu siguranță. Eu zic că se vorbește de lume
cu mult evoluată. Acum da. Nu vreau să intru în alte detalii, sunt și cărți pe seama asta, natura reptilienilor și așa mai departe, de unde au provenit, cine sunt, cum au ajuns pe pământ, și se presupune că s-ar înrudi și cu această civilizație. Da, acum... interesant. Personal am auzit mai puține despre acest aspect, dar sunt sincronicități și accesăm cu toții același câmp de informație universală. Aici este. Aici este un mare adevăr. Am să vă mai spun o sincronicitate drăguță. Am văzut cu ani în urmă, cu ceva ani în urmă, o emisiune pe un canal de film. Era un documentar despre descoperiri în matematică, prezentat de un profesor universitar de la Universitatea Heidelberg. Deci era o treabă de istoria științei, spunea niște lucruri foarte interesante acolo, și acest profesor de matematică, care părea să nu aibă nimic în comun cu domeniul spiritualității, a remarcat anumite sincronicități, și anume că, spre exemplu, în anul X a trăit în istorie, în cine știe ce țară, un personaj care a făcut niște descoperiri în matematică. Și după aceea, sute de ani, sau poate peste 1000 de ani mai târziu, sau mai mult de 1000, a trăit în altă țară altcineva care a reluat, fără să aibă cunoștință. Da. A reluat descoperirile celuilalt, da? Deci a găsit aceleași lucruri și le-a dus mai departe. Și interesant este că, vă spuneam despre această sincronicitate, era pus în, nu în paralel, în continuare, ceea ce a făcut Carl Friedrich Gauss, marele matematician, dar unul din cei mai mari matematicieni și socotit printre cei mai inteligenți oameni care au trăit în lumea modernă, are descoperirile în continuarea celor ale împăratului galben. Da. Deși, evident, nu avea cum să cunoască scrierile rămase de pe urma împăratului galben, sau șansa, se spune în emisiune, că era foarte mică. Da. Nu comentăm mai mult. Nu comentăm, da? Mai mult. Dar accesăm același câmp de câmp de informație. Da, știți că mai sunt și alte științe care ne ajută să accesăm mintea universală, să zicem, universală, da, din care să putem să avem parte de anumite informații la momentul potrivit. Deci toate se înrudesc și putem să accesăm aceste informații dacă noi ne specializăm și, bineînțeles, cunoaștem cât mai multe din domeniile astea. Da. Există și teoria câmpurilor morfice a lui Rupert Sheldrake, despre care văd că ați auzit, că... Da. Manifestați aprobare, da? Da? Și care spune că noi, de fapt, suntem niște antene pentru câmpul de informație universal. Și Rupert Sheldrake susținea chiar și faptul că și ADN-ul nostru este o antenă pentru, da, da, pentru, da, informație. Și el aduce și niște experimente foarte interesante în sprijinul acestor teorii dacă ale sale. Dacă stă bine să ne gândim, totul se transmite. E și gena care noi putem transmite generațiilor viitoare, pentru că chinezii au un ritual și ei țin foarte mult la lucrul ăsta, pentru că Feng Shui-nița l-a pornit de la morminte, după cum bine știm. Ei consideră că așa cum își îngroapă strămoșii, așa le vor merge și generațiilor viitoare. Deci totul se transmite, gândurile noastre sau ceea ce facem noi, cum poziționăm acea piatră de la mormânt sau acea cruce, depinde de fiecare zonă, contează foarte mult să vadă punctul cardinal favorabil al persoanei care a decedat. Și dacă acela este mormântat cum trebuie, toată linia, generația, este foarte bine aspectată în viitor. Și ei chiar țin lucrul ăsta, țin de acest aspect și așa și îngroapă strămoșii. Foarte interesant. Bine, și în Europa există cumva foarte mult diluat... Ei numesc casele Yin, Feng Shui pentru case Yin, adică pentru persoanele care... pentru morminte, și Feng Shui pentru case Yang, pentru casele care, în care se trăiește, în care, na, sunt pentru oamenii de rând. Sună foarte interesant ce spuneți. Aproape că mi-ar veni să spun că are logică, dar nu-i vorba de logică aici. Simt că
Totul este în că universul este un nostru, lucru, da. numai că noi nu suntem deschiși să acceptăm tot ce se întâmplă în univers. Pentru că Dumnezeu, aici, aceste științe n-au legătura cu credința. Dumnezeu a creat, ne-a creat pe noi, ne-a creat și pe noi din cele cinci elemente care sunt în univers. Fiecare organ al nostru are un element. Noi suntem făcuți din pământ, da? Din elementul pământ. Noi locuim pe pământ. Deci tot în jurul nostru este creat de Dumnezeu și trebuie să ne echilibrăm mediul înconjurător. Din această cauză e foarte important să fim atenți la formele din exterior, ceea ce ne înconjoară. Că dacă noi, de exemplu, locuim într-un mediu în care este ostil nou sau nu știu, avem anumite forme care se îndreaptă spre noi sub formă de săgeți otrăvitoare, da? Ne afectează foarte mult starea de sănătate, starea de spirit, făcând abstracție de formule, da? Nu ajungem la formule. În primul rând, când ne alegem o casă, un teren, să ne construim o casă, trebuie să ne uităm în exterior ce există. Să fie curgerea energiei chi, spun chinezii. Apropo de săgeți otrăvitoare îndreptate către noi. În radiestezie există ceva foarte interesant. Eu am descoperit... Nodurile Hartmann, da? Odată, și ar mai fi încă ceva. Eu am descoperit asta când cercetam niște grinzi la niște case. Grinzile, da? Da? Deci grinda are unghiul drept, acela, da, pe care îl știm cu toții, și câmpul grindei nu este în unghi drept în exterior, ci este alungit, este exact, are forma unei săgeți otrăvite. Săgeți, da? Deci asta înseamnă o concentrare de energie nenaturală, da, care poate să arate către noi, da, sau către locul unde dormim sau unde mâncăm și așa mai departe, și care poate să devină nocivă, fiindcă excesul de energie este nociv. De asta este în foarte organism, important. La fel ca și lipsa. Da, exact. Sau, de exemplu, un drum drept care vine înspre noi, un drum în formă de T care vine înspre noi, înspre casa noastră, înspre blocul nostru, da? Iarăși este o săgeată otrăvitoare. Normal trebuie să existe cât mai multe drumuri șerpuite care ne îmbrățișează ca să se acumuleze energia. Pentru că această curgere a energiei este invizibilă. Noi nu o vedem, dar o simțim. Sigur, nu este legată de simțuri, ci de extrasimțuri, dar ea ajunge să influențeze până la urmă indirect toate nivelurile ființei noastre. În preajma casei noastre sau a terenului, nu e bine să avem un drum care este foarte circulat, gen o autostradă, pentru că reprezintă o scurgere de energie. Mașinile trec cu foarte mare viteză și nu ne ajută să acumulăm. Noi trebuie să acumulăm energia. Și aici sunt mult mai multe alte lucruri de care putem să ne folosim, într-adevăr, mult mai multe tertipuri, să zic așa. Dar până ajungem la ele, trebuie să ne uităm inițial în mediul nostru extern, da? Ca să putem să facem ceva totuși din locul respectiv. Da, mă faceți puțin să zâmbesc, fiindcă săptămâna trecută m-a rugat cineva să fac o măsurătoare radiestezică pe o casă pe care urma să o cumpere, care este chiar lângă o autostradă. Da. Da, și persoana respectivă m-a sunat și mi-a zis: măi, uite, te rog să vii să mă ajuți, fiindcă nu mă simt bine în casa respectivă și am îndoieli dacă să cumpăr sau nu acea casă. Da, și măsurătorile n-au ieșit foarte bune, într-adevăr. Da, pentru că toate aceste săgeți, stâlpii de tensiune, da? Dacă, de exemplu, eu stau în casă, da? Și mă uit înspre exterior, prin ușa de la intrare, da? Și văd în fața ușii sau la bucătăria mea, pe geamul de la bucătărie, văd un stâlp de tensiune sau un stâlp electric sau antene sau tot felul sau un copac efectiv așezat în fața ușii de la intrare, este un obstacol în mi-a intra energia chi în casă. În curgerea energiei benefice. În curgerea energiei benefice, da. Pentru că noi trebuie să pornim din exterior către interior. Pentru că ca să poți să am energie benefică în interior, trebuie să-mi vină din exterior. Sigur că aia trebuie să vină de undeva, categoric. Sau acoperișurile ascuțite. Dacă văd un colț al unui bloc de la fereastra mea, îndreptat către fereastra mea sau către ușa de la intrare, clar este o săgeată otrăvitoare. Și aici trebuie să, ca să n-ajung să fac și alte lucruri, adică să așez alte remedii, este important să ne uităm din start la aceste aspecte. Am putea să facem să dăm niște reguli și să facem un pic mai sistematizat și să facem cumva o paralelă între casă și organismul uman, că și în organismul uman sunt, până la urmă,
Aceleași reguli. Vorbim de medicina tradițională chineză, cum mi se spune. Nu e medicină, este o teorie premedicină, să zicem, așa da? Este, da. Așa, terapiile tradiționale chineze. Putem să punem un pic în sigur că da, de exemplu, paralel? La un teren în pantă, da? Dacă eu, conform formulei la Loșu, la sud am cifra 9, energia 9, care este o energie de foc. Mă refer la formula Loșu, nu mă refer la schema epocii construirii casei, da? Așa. Dacă noi avem un teren care este în pantă, dar partea de sud este mai înaltă, da. Automat îmi va afecta ce face. Focul este mai puternic. La nord-vest și vest, ce am? Am metalul. Ce face focul cu metalul? Topește metalul. Îl topește, da. Pentru că este foarte puternic. Ce am la nord-vest? Am tatăl. Am bărbatul cel mai vârstă din casă. Îmi va afecta soțul, bărbatul din casă. Dacă eu am un teren în pantă sau dacă la partea de sud eu am clădiri foarte înalte, așa. Da, în zona respectivă, ca să nu zic munți, pentru că la în orașe munții sunt considerate clădirile, da, sunt considerate clădirile, pentru că nu există munte fizic peste tot. Da, sigur. Dacă eu am o formațiune mult prea înaltă și am surplus de clădiri acolo, înseamnă că mie partea de sud îmi este foarte puternică și aici îmi va afecta foarte mult bărbatul din casă, bărbatul cel mai vârstă din casă. La fel ca și la vest, fiicele din casă, da? Pentru că e reprezentat tot de metal, nord-vestul și vestul. Dacă, de exemplu, am metalul foarte puternic, ce element îmi va afecta? Îmi va afecta energia 3 și 4, adică de lemn, da? Eu o să exemplific în a doua parte a emisiunii pe imagini ca să putem să vedem mai exact, da? De exemplu, la est și la sud-est am energii de lemn. Ce face metalul când devine foarte puternic? Adică zonele de nord-vest și vest, dacă am formațiuni mult mai înalte. Metalul taie lemnul, poate deveni destul de, să zic, autoritar. Și atunci persoanele din zonele respective vor fi foarte afectate. Și automat autoritatea va fi în exces și nu va fi înțelegere. Va fi, de exemplu, cum ar fi și focul, să fie foarte puternic, denotă fanatism, de exemplu, chiar și singurătate. Foarte interesant. Sunt din ce în ce mai uimit și am să vă spun de ce. Fiindcă îmi dați aceste exemple... Și din punct de vedere, îmi cer scuze, a sănătății, ce poate să afecteze? Sângele, inima, focul, metalul, ce poate să afecteze? Plămânii, foarte mult, zona de respirație, lemnul, ce poate să afecteze? Ficatul. Da, corect. Și persoanele care sunt foarte, foarte predispuse la lucrul ăsta, de exemplu, la sud-vest, da? Avem o energie de pământ, ce poate să afecteze? Mama din casă. Persoana respectivă, în funcție, bine, și aici, de numărul coa și așa mai departe, sunt mult mai multe calcule. Dar, pe ansamblu, pentru început, trebuie să fim atenți de formele din jurul nostru. Să nu avem forme foarte înalte. Normal, trebuie să ținem cont de cele patru animale celeste. În spate, să avem o clădire mai înaltă, ca să reprezinte muntele, da? Și, în principiu, ei spun că în spate este țestoasa neagră, pentru că se referă la susținerea noastră, da? În față este Phoenixul roșu, pentru că fațada se referă la pasărea Phoenix, care la fel reprezintă stabilitate și așa mai departe. Și trebuie să fie o formațiune un pic mai joasă, adică să o privim la nivelul ochiului, dar în jos, nu să fie foarte, adică să ridicăm privirea. Stânga-dreapta, da? Dragonul verde și tigrul alb, care la fel ne ajută stabilitate, exact ca și acest scaun cu mânere. Ne ajută să acumulăm. Iar în față să avem acel spațiu, acel mintang, acea deschidere. De asta și casele care au un hol luminos, bright hall, spun chinezii, da? Înseamnă că energia ce vine și mi-acumulează, îmi vine în casă. Da. Sunt din ce în ce mai uimit, în sens pozitiv. Acum, luăm o scurtă pauză. Sigur, în momentul ăsta. Nu vreau să vă întrerup din frază. Luăm o scurtă pauză și... După aceea vreau să revin cu o paralelă interesantă între ce spuneți dumneavoastră și altceva. Sigur, sigur. Bine, scurtă pauză atunci. Da. Thank you.
terapii pentru trup și suflet se realizează în această seară împreună cu doamna Valentina Vânătoru, expert Feng Shui. Spuneam că aș dori să exprim o remarcă pe care o aveam în minte. Îmi vorbiți despre aceste reguli pe care eu nu le știu. Știu niște forme ale lor pentru organismul uman din medicina tradițională chineză, da. Dar mi-e greu să le suprapun 100% fiindcă încă nu înțeleg Feng Shui. Dar fără să am cunoștință de aceste reguli, am făcut și eu măsurători pe case, am făcut măsurători pentru oamenii din casă, pentru echilibrul energiilor în organismul lor și așa mai departe. Și am observat o parte din lucrurile pe care le-a spus fără să cunosc regulile. Adică am începutul și sfârșitul la fel cu ceea ce spuneți dumneavoastră, numai că dumneavoastră veniți cu partea de regulă între, între ele. Este o regulă pentru a ne simți bine și a avea o casă benefică. Acum regulile pot fi încălcate, că nu toată lumea trebuie să țină și seama de ele. Și există remedii, da. Până la urmă, așa care se pot folosi. Așa este, dar din fericire, da. De ce nu? Ar trebui să nu ajungem chiar atât de mult la remedii, când putem să ocolim să un pic început, și să alegem de la început. Da. Într-adevăr, în România se construiește haotic, dar putem să găsim soluții, pentru că suntem oameni și, bineînțeles, cei care cunosc științele astea pot găsi soluții. Exact ce am spus, clădirile și blocurile pot reprezenta cei munți, dealuri, străzile sunt considerate ape curgătoare, da? Nu este exact, am și spus, nu, și o fântână artiziană sau o cascadă, de exemplu, este o apă ucigătoare, este o apă destul de puternică, da? Da. Exact ca și o stradă, o autostradă, da? E o scurgere de energie. E o curgere prea mare de energie. Prea mare, da, și prea bruscă, să zic așa. Da, da. Pe când o apă, de exemplu, un heleșteu într-o grădină, înseamnă acumulare, da? Pentru că e o apă stătătoare, dar este o apă liniștită. Ca și o stradă. Intersecțiile sunt iarăși foarte bine aspectate, să zicem așa, pentru că acolo unde sunt sensurile acelea giratorii, că stau așa oamenii la semafor, așteaptă, oamenii traversează, adică nu este un trafic, un dute-vino. Nu este o violență în circulația energiilor. Și acolo unde se mai stă, se așteaptă, se acumulează. De asta și cei care vor să-și cumpere un magazin sau vor să-și facă un business, este bine să aleagă spațiile care se află la intersecții, locurile unde se acumulează, unde se stă la semafor, unde... Interesant că în Europa s-a observat și din punct de vedere comercial că este corect, că este bine să-ți stea puțin clienții în mod natural exact în fața magazinului, da, deci da. Asta s-a observat și în cultura noastră europeană. Multe lucruri vin de la sine. Da, noi le da facem inconștient, nu apărat da că știm Feng Shui, da, da, dar sunt și lucruri pe care nu le facem. Acum depinde de intuiția fiecare persoană cât de înzestrată este cu intuiție sau nu. Exact cum am spus și mai devreme, aș vrea să arăt o imagine un pic ce reprezintă acest munte, da? Tigrul alb, dragon verde și pasărea Phoenix. Așa. Aici în imaginea asta este reprezentat un pic de munți, dar exact cum am spus, poate fi în spate o clădire mai înaltă, da? Care ca să are am susținere, formă de munte, să zicem, exact, da? Din punct de vedere al formei, da, este... Să-mi dea stabilitatea, înțelepciunea și securitatea mea, pentru că am nevoie de securitate, să fiu protejat, da? În stânga, bine, cine se uite la poza ar fi dreapta, este dragonul verde, da? Da. Care este o creatură mistică, într-adevăr, dar reprezintă, în primul rând, acțiunile noastre în vederea acumulării bunăstării. Aici este tigrul alb care reprezintă puterea, apărarea și totodată supraviețuirea și pasărea Phoenix care se bucură de o viață eternă și reprezintă inspirația noastră, frumusețea, viziunea, eleganța noastră, da? Iar aici să fie casa noastră, pentru că este protejată de jur foarte împrejur. Foarte frumos, da, da. Dacă mergeți așa, bine, eu acum am ochiul format și mergând pe stradă, ajung să observ blocurile care au așa ceva. Dacă ne uităm la Casa Poporului, așa, cum este făcută, da, și în față pasărea Phoenix, o clădire, da, mai da, joasă, da, în spate mai înalt și cele, că vine așa în forma aceasta, da? Protecția. Și unele blocuri sunt construite așa. Eu acum am ochiul format, repet, și pot să le observ imediat, da? Da, da. Să nu avem, de exemplu, clădire foarte înaltă în față.
Pentru Sigur. Că ne ia foarte mult din viziunea noastră. Așa am și spus că Fenixul Roșu reprezintă viziunea noastră, inspirația noastră. Da. Și ne ia din lucrul ăsta. Ne ia din energia noastră în casa noastră. Niciodată nu trebuie să așezăm, de exemplu, casa exact lângă o clădire foarte înaltă. Sau să ne luăm un apartament într-un bloc foarte mic, iar lângă noi este un bloc foarte mare. Am înțeles, da. Pentru că, efectiv, exact cum ați spus și la Grinzi, colțul blocului vine ca o săgeată spre... Și este efectul și de cascadă energetică către casa noastră în acel moment, probabil, da. Și dacă vă duceți, de exemplu, să întrebați locatarii respectivi să vedeți cum se simt, toți au acea stare. Da, chiar cunosc o familie care au o căsuță mică lângă un bloc foarte mare și vor să plece de acolo. Nu pot să-și explice, dar caută de vreo 2 ani să schimbe locuința. Foarte interesant ce spuneți. Eu am făcut o analiză la cineva și am încercat să văd cum se simt toți locatarii de pe palierul respectiv. Pentru că, am făcusem această consultanță pe palierul respectiv, dar toți din acel bloc micuț se simțeau la fel. Pur și simplu, erau agitați, erau necăjiți, aveau pierderi, scurgeri de bani, scurgeri de energie, sănătatele era, se simțeau leneși tot timpul, aveau stări anxioase, să zic așa, și putem să evităm lucrul ăsta. Foarte interesant. Am să vă spun scurt că mai avem un minut din rubrică. Am o prietenă care stă la marginea orașului, la marginea unui oraș de lângă București, da? Nici nu are rost să spunem. Și niște probleme de echilibru energetic personal și așa mai departe, niște blocaje în organism destul de urâte și m-a rugat să vin să-i fac niște măsurători ca să înțeleagă de unde este. Și m-am trezit cu mai mulți oameni în casă acolo care voiau să mă roage același lucru, dar hai și la noi, hai și la noi. Când am ieșit afară, casele în linie dreaptă. Toate aveau aceeași orientare. Nu numai. Dedesubt, conducta de ape reziduale a orașului. Deci curgere foarte puternică de energie. Energie ci și un ci degradat, că erau reziduurile. Un sha ci, cum se spune, un ci negativ. Da, așa, un ci negativ, îmi sună corect treaba asta. Și toată lumea care locuia acolo, toți aveau mai mici sau mai mari probleme de sănătate și în viața de zi cu zi. Da, adică dovedit de faptul că au venit când au auzit că vin acolo, au venit toți grămadă să stăm de vorbă. Pentru că toți au simțit același lucru. Da, da. Deci sensibilitatea există cu siguranță. Bine, scurtă pauză și revenim imediat. Sigur. Școala spirituală se realizează împreună cu doamna Valentina Vânătoru, expert Feng Shui. Vine o întrebare în mod natural în discuția noastră, fiindcă am tot discutat de energiile care vin din jurul casei. Dar pentru casă, care este forma ideală? Forma ideală este cea pătrată. Deși nu este atât de modernă în zilele noastre, este cea pătrată pentru că reprezintă și conține cele 4 colțuri de aur, așa numesc chinezii. Este o casă echilibrată unde nu ne lipsește absolut nimic, nu ne lipsește niciun sector din casă, nu lipsește nici, poate să lipsească sau poate să fie mai mic, să zic așa, mai zlăbit. Pentru că atunci când lipsește un sector, clar că există un dezechilibru undeva acolo cu un membru al familiei sau chiar pe starea noastră de sănătate. În funcție, am zis, aici mai intervin și numărul coa și mult mai multe alte aspecte al fiecarei persoane. Casa pătrată este echilibru nostru și eu zic, de exemplu, o casă în formă de L lipsește o parte din centru, în primul rând, măcar jumătate din el și chiar 2 sectoare lipsesc dintr-o casă în formă de L. Da?
e destul de dezechilibrată din punctul ăsta de vedere. Acum depinde, bineînțeles, pe cine afectează. În funcție de data de naștere putem să vedem exact ce parte a casei lipsește și ce persoană este afectată acolo. Și ce poate să afecteze, că, de exemplu, doiul din formula Loșu, punctul acela cardinal, sud-vestul, da, de exemplu, da, care este afectată mama, reprezintă acumularea din exterior. Optul reprezintă acumularea internă. Dacă nouă ne lipsește acel sector, nu ne vin banii din exterior, nu ne vin oportunitățile. Foarte interesant. Trebuie neapărat să ajung la cursul de Feng Shui. Știu că o să încep un curs online acum și poate așa o să aveți timp să... Acum mare plăcere particip. Că timpul ne este, să zic, o săceată otrăvitoare pentru, pentru mulți dintre noi, da, da, din păcate. Că nu ne ajunge timpul, dar... Este foarte, foarte important. De exemplu, nord-vestul, șasele, reprezintă conducerea, autoritatea, da? Dacă nu ne lipsește acea parte din casă, nu o să putem să mai avem o afacere. Nu putem să ne mai conducem, pentru că este leadership-ul, managerul. Da? Da, extraordinar. Așa, da? Spuneți că... Ce pot să mai zic? De exemplu, dacă ne lipsește patru, ne lipsește cunoașterea din casă. Nu o să mai vreau să evoluez, nu mai vreau să citesc. Dacă, de exemplu, mai am și un copil cu numărul cu A4, va fi afectat, nu va învăța la școală. Ceea ce nu e de dorit. Ceea ce nu este de dorit. Și ne întrebăm, dar ce se întâmplă cu copilul nostru? Sau cum putem să-l determinăm să învețe? De exemplu, dacă ne lipsește apa, este înțelepciunea. Pot să am conducere, da, să n-am înțelepciune. Sau pot să n-am cunoaștere și să am conducere, dar atunci cum conduc? Prostește. Da? Deci nu am un echilibru între toate cele cinci elemente. Sau o casă în formă de U, sau un teren în formă de U. Ne lipsesc chiar două sectoare, inclusiv centru. Pentru că, și o să ne fie foarte greu să aplicăm chiar și formulele în situația asta. De ce? Că toate formulele pornesc de la centru casei. Centru casei, de fapt, ce reprezintă? Inima casei noastre. Da. Dacă nu avem inimă, da, atunci nu funcționăm. Nu funcționăm, da. De asta, într-o casă de genul ăsta sunt foarte multe dezechilibre. Oamenii de acolo simt lucrul ăsta. Și este foarte important să fim atenți la aspectele astea, la forma casei noastre, sau când un sector este mult mai predominant. Poate să fie, de exemplu, sudul predominant. O să vedem că, o să vă arăt imediat formula lui Ushu, tot timpul sunt câte două elemente. Pământul are două elemente, lemnul are două elemente, metalul are două elemente, dar apa și focul sunt doar un singur element. Unu, nordul, și sudul, nouă, da? Focul. Deci cele mai importante elemente acestea sunt înțelepciunea și fericirea, pasiunea în casă. Dacă nu avem aceste două elemente, nu avem nimic în viață până la urmă. Că trebuie să fim înțelepți să folosim toate celelalte lucruri. Da, da, cu siguranță. De celelalte să zicem că mai putem profita, că sunt două, dar apa și focul sunt doar unul singur. Și acela nu trebuie să ne lipsească și nu trebuie să fie nici prea mult. Că dacă sunt mult mai proeminente acele sectoare, este prea mult dintr-un element și afectează elementul care, pe care îl controlează acel element puternic. Sigur, următorul, da. Următorul. Da, da. Da, bun, există remedii pentru asemenea situație? Da, există. Putem să punem, de exemplu, dacă avem o situație zlăbită, da? Da, da. De exemplu, focul nostru din casă este zlăbit, punctul cardinal e mai jos, e mai are o formă, da, lipsește, da, o parte din el. Acolo putem să punem candele, lumânări, adică să suplimentăm cu elementul în sine, cu focul, pentru că acea parte are nevoie de un surplus de foc. Da, da. Dacă ne lipsește, de exemplu, nordul, apa, atunci pot să pun în zona respectivă boluri cu apă sau mici fântânele arteziene. Bine, acum în funcție și de ce energie acasă are, în funcție de anul de construcție în zona, da, respectivă. Da, da. Adică e mult mai mult de studiat. Dar putem pune efectiv ape nu neapărat mișcătoare. Să, da, fie un bol cu apă, cu, nu știu, diverse pietricele și așa mai departe, un ornament, dar, okay, să existe apă, da, mai mult în zona respectivă. Dacă e lemn, putem să punem flori, da? Să suplimentăm zona respectivă cu foarte multe flori. Dar dacă există apă prea multă? Dacă există apă prea... Exemplu unei case care începe să aibă igrasie, spre exemplu. Așa este, putem să suplimentăm elementul acolo care îl controlează pe apa sau, de exemplu, dacă e apă mai multă, putem să suplimentăm, de exemplu, apa stinge focul. Putem să suplimentăm foarte mult focul ca să echilibrăm un pic. Și ce facem pentru asta? O candelă sau... O candelă, lumânărele, cer peste focul fizic. Da? Da, deci, da, ca să putem să creăm echilibru, pentru că dacă există apă foarte mult, îmi stinge focul din casă.
Sigur că da, și s-ar putea să mi-l stingă și pe cel din organism, ceea Exact. ce nu este Sau în tocmai zona bine. respectivă atribui culori, alte lucruri, remediile vis-a-vis de culori, de mobilă, de cum sunt poziționate acele aspecte din casă. Pentru o casă cu multă apă, ce culori recomandați în De interior? exemplu, apa în feng shui are culoarea neagră. Așa. Da. Acolo apa de obicei să se conform ciclului distrugerii și al controlului, se remediază cu metal și cu apă. Da? Așa. Deci trebuie să-i dăm culori argintiu, auriu, da? Da. Alb și culoarea neagră sau acel gri închis. Mai foarte da. Închis, griu închis, nu gri deschis. Interesant, deci eu am făcut o măsurătoare pe un caz din ăsta și am găsit alb și auriu. Și pământ putem culorile să-i dăm, cele și maro, mai crem, bej. Cele mai bune pentru interiorul casei. Da. Deci ăsta e un caz concret, da. ce v-am spus eu acum. Când avem foarte multă apă, putem să-i dăm metal, apă și pământ. Sunt trei elemente, ca să putem să o mai reducem. Metal, apă și pământ. Bine. Da. Țin minte. De fapt, o să mă uit la emisiune pe internet. Da. Ok. Sau ca să amplificăm, de exemplu, focul, putem să-i dăm și culori, de exemplu. Putem să-i dăm lemn, foc în sine, pentru că da, elementul da. Respectiv susține, și apă. Pentru că trebuie să-i dăm și un element care să-l stârnească. Da. De acord. Ce ați putea să-mi spuneți despre fațade? Fiindcă ar fi momentul să discutăm un pic și despre fațade, că am fost în interiorul casei, acum am văzut puțin remediile, da? Orientarea fațadei este foarte, foarte importantă, să fie cât mai frumoasă, cât mai somptoasă, cât mai bine aranjată și, bineînțeles, acea orientare, acel punct cardinal, contează foarte mult în aflarea formulelor școlistelor zburătoare, adică aceea care se calculează în funcție de anul de construcție și în care aflăm energiile casei benefice pentru 20 de ani, da? Da. Nu energiile anuale sau lunare care vin doar în vizită și un pic destabilizează sau activează mai mult o energie a casei. Da. Fațada, în primul rând, trebuie să fie cât mai să nu aibă niciun obstacol în față, să fie cât mai deschisă, cât mai frumos aranjată. Da? Să există acel Ming Tang în față, să există o grădină frumos amenajată, în funcție de energia care se află în fața casei sau în fața blocului, de exemplu, că putem să, de exemplu, dacă e un bloc nou de construcție, putem foarte frumos să facem pe întreg blocul Feng Shui și să ne luăm apartamentul din zona în care ne este nou foarte benefică. Foarte interesant, deci se poate face treaba da, asta? Da, exact ca și la o societate care dorește să-și ia un birou într-o clădire de firmă, se poate face feng shui pe întreaga clădire și apoi eu mi-aleg biroul din zona în care mi este foarte benefic. Asta e foarte important, fiindcă... Și apoi fac pe apartament și pe birou. Sigur, până la urmă noi petrecem cel puțin 8 ore pe zi sau majoritatea dintre noi, da. Cel puțin 8 ore pe zi la da. Birou. Da. Adică e o parte foarte importantă. Da. Aș mai avea o întrebare particulară aici. Ce îmi puteți spune despre așezarea patului în casă, fiindcă totuși a treia parte din viață dormim? Așa este. Patul e la fel de important ca biroul. Da, da, este foarte important pentru că, de exemplu, patul tot timpul trebuie așezat cu spate către un perete solid. Da. Să nu fie poziționat față în față cu ușa de la intrarea în cameră, pentru că ușa aceea este o săgeată otrăvitoare pentru persoanele care dorm acolo. Să nu fie poziționat Sigur. Cu spatele către o fereastră, de exemplu, pentru că noi avem nevoie de ceva puternic în momentul în care dormim, de susținere. Este exact. Acea susținere pe care noi o căutăm, muntele în spate și în față să avem, de exemplu, și la munte când ne ducem, da? Să ne așezăm cu cortul. Tot timpul ne așezăm cortul cu spatele către o munte și cu fața către o apă, da? Da, da. Să fim protejați din punctul ăsta de vedere și, bineînțeles, la calcule mult mai avansate, așezate persoanele pe punctul cardinal favorabil, pe energia bună. Sunt mult mai multe alte lucruri, dar ca și aspect trebuie să avem un perete solid, aspect general și la prima vedere, să avem un perete solid în spate și să nu avem nicio ușă deschisă către noi sau o oglindă în fața patului. Nu este bine. Pentru că oglinda este un element in, noi suntem in când dormim și nu este bine să ne vedem noaptea când suntem in. M-am întâlnit cu o parte din aceste situații. Da. Și am întâlnit situațiile respective la persoane care spuneau că le este afectată calitatea somnului. De asta v-am, Sau v-am întrebat puțin mai devreme. Poftim? Sau grindă pe tavan. Da, grindă pe tavan, cum este la o cunoștință comună. A, oglindă. Nici asta nu este bine, da. Fiindcă aduce înapoi
mă refer aici la geonocivitate, da? Energia geonocivă, da, negativă, nici nu mai trebuia să spun, care se ridică în momentul în care pui o oglindă, o întorci. Da, da, da. O întorci către pat. Este. Deci nu este cea mai bună idee. Nu este, dar am întâlnit case și am da. Găsit remedii acoperindu-le sau desfințându-le. Da, corect. Mai bine. E mai sănătos, da. Să desființeze așa ceva. Sau, de exemplu, aragazul în bucătărie. Ochiurile de la aragaz trebuie să fie îndreptate să vadă punctul cardinal, cu punctul nostru cardinal în funcție de numărul coa favorabil. Gura de la cuptor la fel, să vadă punctul nostru cardinal favorabil. Niciodată ghiuveta să nu fie așezată chiar lângă aragaz. Trebuie să existe un spațiu între aragaz de ceca, stinge focul. Da, da, da. Și bucătăria trebuie să fie un... De fapt, bucătăria e cea mai importantă, după părerea Sigur, mea. Sigur, și trebuie că să aduce... circule energiile așa cum trebuie. Trebuie da, să circule da. Corect în bucătărie. Și tot timpul să fie pe un perete solid. Adică, ați văzut că se poartă acum, toată lumea își pune aragazul la fereastră, să vadă afară când gătește. Da, nu da. Nu e bine. Nu e cea mai bună idee nu. Din punct de vedere al energiilor. Am mai văzut, acum vă spun un mic remediu de la radiestezie, dar chiar eram curios ce spune Feng Shui-ul despre treaba asta. Persoane care aveau patul deasupra unui nod Hartmann, deci am făcut determinarea asta și justifica foarte da. Bine calitatea slabă a somnului și am observat că o oglindă pusă sub pat cu fața în jos da. Neutralizează energia da, negativă. Da, da. Deci, foarte interesant, o oglindă mică de mărimea unei col de hârtie la intersecția diagonalelor patului, sub pat, cu fața în jos. Cu fața în jos. Da, și imediat somnul persoanei respective a devenit, fără să știu Feng Shui, nici nu Iar visam Feng Shui în perioada respectivă. Sunt foarte importante liniile vide. Eu zic că aici se referă aceste noduri Hartmann, părerea mea, pentru că Așa. În Feng Shui există aceste linii vide. În Feng Shui un punct cardinal are trei sectoare. Sud 1, de exemplu, sud 2, sud 3, sau nord 1, nord 2, nord 3, sud vest 1, sud vest 2, sud vest 3. Dacă Așa. Eu, de exemplu, când măsor eu măsor chiar și spătarul patului unei persoane, da? Mă duc să văd dacă este poziționat între aceste linii vide, adică la trecerea dintre sud-vest 1 și sud-vest 2, da. Înseamnă că ele pe linie vidă și chiar afectează calitatea somnului. Trebuie să-i mut un pic patul mai așa ca să nu fie exact pe linia vidă patul. Și eu cred că au legătură aceste noduri cu... Da, au legătură, că este ceea ce îmi spuneți seamănă foarte bine cu rețeaua Hartmann. Da, aici există o formulă în Feng Shui, formula stelelor locuitoare, când și fațada unei clădiri, de exemplu, se află exact la limită între sectorul 1 și 2 sau 3 și 1. Atunci sunt diferențe de energii. Când se află exact pe muchie aceea, când măsor cu busola exact între da, puncte da, cardinale. Da. Aceea este linie vidă și nu aduce nimic bun, pentru că universul nu recunoaște ce punct cardinal. Adică se iau nord 1, se iau nord 2 și este un pic... Oamenii de acolo care locuiesc sunt așa un pic în ceață, un pic dezorientați, nu știu pe ce drum să apuce. Și bineînțeles că nu dorm nici bine și n-au nicio sănătate foarte, foarte bună. Așa da. E și patul și ușa de la intrare. Foarte important să măsurăm când facem o consultanță Feng Shui. Pentru că și ușa de la intrare contează și fața de clădirii, la un apartament mă refer, și patul cum este poziționat. La casă este mai simplu. Te duci, vezi fața de acasă în curtea omului și... Da, 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 da. Eu fac un lucru foarte simplu la radiestezie. Spre exemplu, într-o locuință urmăresc cu ansa curenții de energie. Și așa este, da. Da, da și urmăresc da. Cum se combină da, energiile. Da. Da. Pe măsură ce îmi spuneți, mai recunosc câte o regulă care am observat că da, se aplică. Da. Bine, empiric, știu mult mai puțin decât Feng Shui-ul, dar eu le măsor practic. Da, da. Și foarte interesant că din ce îmi spuneți e corespondență 100%, iarăși. Da, da. Deci Feng Shui-ul chiar face o treabă extraordinar de bună. E un pic mai detaliat, dar nu e atât de rapid ca radiestezia. La radiestezie se măsoară imediat, pe da. Când la Feng Shui trebuie să facem niște calcule, să nu da, se da, e bine poate să face înțelegi. Pe loc. E adevărat, dar e bine să înțelegi, fiindcă în momentul în care înțelegi cum funcționează lucrurile, știi și cum să schimbi lucrurile în da, casă. Da, și poți afla mult mai multe și despre membrii. Feng Shui, de fapt, reprezintă și o modalitate de a face previziuni. Eu, de exemplu, pot să văd cum le-a mers în trecut oamenilor respectiv în casa respectivă, cum o să le meargă în viitor, anumite zone ce afectează. De exemplu, exact cum v-am zis, sănătatea. Dacă am foc prea mult, mă întreb de ce copilul meu face febră. Că poate are un număr cu a 9, da? Care tot foc, da? Și automat, având foarte mult foc, copilul meu, el este cel mai afectat din casă.
persoana care are acel număr cu a nouă. Foarte interesant ce a spus cu trecutul și cu asta încheiem rubrica, fiindcă în momentul când te duci la un prieten sau la cineva cu care lucrezi și îi spui trecutul lui, trecutul oamenilor din casă, trecutul casei, în acel moment îi câștigi încrederea și îl faci să te asculte, îl faci chiar să pună remediile, chiar să respecte regulile și atunci va fi foarte ușor să le meargă bine. Așa este, așa este. Pentru că Feng Shui de fapt nu reprezintă cum am poziționat vaza aia acolo, este ok, cum am poziționat patul, este ok. Acela este Feng Shui New Age, este Feng Shui comercial în care pun o proscuță, un dragonel și zic și eu cred totul, că am rezolvat problema. Da. Nu, Feng Shui este atunci când analizez datele de naștere, pentru că și Loshu, pe lângă faptul că este pentru membrii familiei, reprezintă și animalele. De exemplu, eu iau data de naștere și văd, cu ce, văd că s-a născut în zi de șarpe, da? Se combină cu maimuța. Înseamnă că dacă se combină cu maimuța, ce punct cardinal mi este atribuit maimuței? Și văd exact orientările care sunt favorabile omului respectiv. Da, și atunci... De exemplu, pentru mine studiul este foarte bun, pentru că reprezintă calul. Eu mă combin, eu, bine, în astrologia chineză, combinarea maximă sau armonizarea este capra cu calul, se combină fantastic. Da, da. Și atunci eu mă simt foarte bine într-o casă care am spatele spre sud sau cu fațada spre nord. Da. Care pentru mine nord înseamnă sănătate, sud înseamnă prosperitate. Sunt lucruri pe care noi, așa, ok, mi-au o fântână arteziană, mi-o așez și mi-aduce prosperitate. Nu e simplist. Exact. E simplist. Asta nu înseamnă că fenomenele respective nu funcționează și dacă eu nu am făcut exact ce trebuie ca să combat influența nocivă, ea De exemplu, rămâne. Eu poate așez fântâna arteziană pe o energie 2 a bolii, care, de exemplu, mi-amplifică foarte mult pentru că este o apă mișcătoare. O, da, corect. Da? Sigur că da. Iar energia 2 este de pământ. Eu cum pot să-l anihilez cu metal și cu apă? Eu trebuie să pun acum acolo foarte mult metal, foarte multă apă, clopoței, monezi, tacâmurile dacă într-o zonă de bucătărie. Da. Și am remediat situația, nu trebuie să pun fântână, nu trebuie să pun apă. De asta e bine de apelat la un consultant. Și trebuie să fim un pic mai deschiși, așa este, spre lucrurile astea. Dar trebuie apelat la un expert, adică aici nu sunt lucruri care să le poți face, ai citit o carte de Feng Shui și gata, ți-ai făcut remediile și observ că de fapt nu merge nimic, fiindcă nu este cineva cu experiență să Eu am feedback din partea oamenilor și din partea mea, în sensul că... Mie mi s-a schimbat viața radical, așa și, bineînțeles, oamenilor cărora le-am aplicat. Da, corect. Scurtă pauză și ne pregătim pentru rubrica de carte. Sigur. Mulțumesc. Cartea lui Ștefan se realizează împreună cu doamna Valentina Vânătoru, expert în Feng Shui. Ați adus o carte care este cartea unui clasic în viață în domeniul Feng Shui-ului. Ați adus cartea lui Raymond Loh, Feng Shui pentru avansați. Este maestru de la care am învățat eu această știință și de curând am mai învățat și de la un alt maestru, Joy Up, da? Este o carte destul de bună pentru cei care vor să cunoască această știință în amănunt, pentru că este o carte care explică destul de mult și de bine pe înțelesul tuturor. Referitor la ce am discutat astăzi, chiar în capitolul 1 se găsește, privind cu școala formei, că ceea ce am discutat noi este, se aplică din punct de vedere a școlii formei, formele din exterior, care ne ajută pe noi în interior, și eu zic că toți oamenii pot găsi informații utile din punctul ăsta de vedere al poziționării, cu siguranță, cum trebuie să arate o clădire, să nu există o clădire înaltă lângă o clădire joasă și așa mai departe. Da. Haideți să vedem concret un exemplu, un mic lucru din această carte, ca să deschidem totuși puțin apetitul telespectatorilor pentru citit. O frază sau două, de exemplu, ce doriți să remarcați de acolo? Primul
primul capitol, bine, pe lângă faptul ce este Feng Shui, unde putem găsi foarte multe informații pe tema asta, poate să există, exemplu, această scurtă istorie a Feng Shui, unde putem să vedem formula Lo Shu, explicațiile, de unde a apărut, când a apărut, cine a descoperit-o, cum s-au făcut calculele de s-au ajuns la acele cifre, școala formei și școala busolei, în sensul că ce formă are fiecare element în parte. În această carte găsim, de exemplu, că metalul este rotund, focul este în formă de triunghi, apa are formă neregulată, lemnul are formă alungită, pământul este pătrat, da? Pentru că noi putem îmbina, putem găsi în această carte explicații, aceste forme ale elementelor. De exemplu, dacă eu am nevoie pe un 5 de ghinioane să pun metal și apă, ce pot să pun? Simplu, că am zis că apa are culoarea neagră. Un covor rotund negru. Foarte interesant, da? Am îmbinat forma și culoarea. Da, și de exemplu, pe un 3 și un 4, ca să poți să anihilezi certurile sau infidelitățile din casă, că 3 repetă certuri, conflicte și 4 infidelități, aventuri amoroase. Da. Ce pot să pun? Am nevoie de pământ și foc. Am zis că pământul are forma pătrată și pot să pun un covor pătrat roșu. Și am anihilat și cu formă, dar și cu culoare. Da, și am rezolvat inteligent și conform regulilor situația. Și toate aceste reguli le putem găsi în această carte. Foarte frumos. Haideți să vorbim puțin și despre formula lui Lo Shu, fiindcă tot am adus vorba despre reguli, să vedem niște exemplificări, dacă se poate. În primul rând este, am discutat și despre ce înseamnă un sector lipsă, da? Așa. Așa arată formula Lo Shu împreună cu trigramele, da? Cu cinciul acesta în mijloc. Și am zis că fiecare cifră în parte aparține către un element. 5, 2, 8 sunt elemente de pământ, 7, 6 elemente de metal, 1 de apă, 3, 4 de lemn. 1 și 9 sunt dintr-un singur element, da? Fiecare punct cardinal afectează câte o persoană. De exemplu, dacă mie îmi lisește sud-vestul din casă, și o să vă arăt imediat un exemplu pe o schiță repede, ce poate să-mi afecteze? Energiile corpului meu sau tot ce reprezintă organismul meu și puterea mea, da? Stomacul, digestia, voi avea probleme cu acest aspect. Cine poate să fie afectată cel mai mult din casă? Mama, pentru că sud-vestul este atribuit acestui membru al familiei. În primul rând, o mamă poate să poate să aibă probleme sau dificultăți în nașterea unui copil. Da? Nouă, de exemplu, dacă mi este afectat sau îmi lipsește, mi este mai slăbit, atunci ce poate să-mi afecteze? Ochii, inima și totodată lipsa fericirii. Cine este afectat? Fiica mijlocie din casa respectivă. La fel se întâmplă cu 4, cu 3, de exemplu, la 4 fiica cea mare, la 3 fiul cel mare. Dacă îmi lipsesc, ce poate să-mi afecteze? La 4, brațul, femurul, coapsa sau digestia, și la 3, de exemplu, ficatul și, bineînțeles, lipsa progresului. Pentru că 3-ul ține de cunoaștere, de evoluție, da? 8-ul, la fel, ce afectează? Fiul cel mic, coloana vertebrală, lipsa stabilității, da? Și așa mai departe, apa, care este foarte importantă, este înțelepciunea a fiecărei persoane. Putem să avem cunoașterea, dar să nu fim suficient de înțelepți să ne folosim de ceea ce am învățat, da? Și atunci, dacă este slăbit sau lipsește, ce poate să afecteze? Rinichii, sângele, înțelepciunea, inteligența noastră. Și cine este afectat? Fiul mijlociu, la fel ca și la nord-vest, tatăl, care este foarte important într-o casă, da? E tatăl nostru care ești în ceruri, până la urmă. Da, până la urmă și în creștinism este subliniată importanța acelui așa arhetip al Exact. Și pot aduce umane, probleme relaționate cu plămânii, cu capul, da? Sunt oameni indeciși, lipsiți de putere, dacă cumva este afectat acest punct cardinal. Și ca să vă pot da un exemplu, o imagine, ca să înțelegem ce înseamnă, de exemplu, o săgeată otrăvitoare, am spus de acei piloni de electricitate. Dacă, de exemplu, mie îmi lipsește sectorul de sud-vest, da? Odată din casa casă, respectivă. Da, aceasta este o casă. Eu trebuie să am casa echilibrată conform acestor cadrane, deci 9 palate se numesc, da? Cadranul cu cele 9 palate. Îmi va fi afectată mama, iar dacă ușa de la intrare este poziționată cu am fațada casei spre un pilon, spre un stâlp de electricitate, da. Sau ceva care vine spre mine, un colț, trebuie și așa să mai precizăm departe. Totuși că e vorba de un pilon apropiat, adică apropiat, nu la, da, la da, distanță, nu la o distanță mare, foarte referim, mare. Da? Adică să-l văd foarte bine cu ochiul liber. În momentul în care eu sunt poziționat aici și văd acest stâlp de electricitate, nu este bine, sau acest pilon. Deci nu este ok. Da. Nu este benefic pentru membrii familiei. Asta foarte reprezintă interesant. Sectoarele lipsă sau mai slăbite din casă. Deci afectează membrii familiei, totodată energia organismului nostru.
și, bineînțeles, aspectele vieții noastre, pentru că lemnul se referă la cunoaștere, la evoluție, 8-ul se referă la acumularea interioară, 2-ul se referă la acumularea externă, 6-le se referă la conducere, leadership, da? 3-ul se mai referă totodată și la sport, da? Deci profesorii de sport, da, ține, da, și de comunicare totodată, vânzările și așa mai departe, da? Deci dacă noi nu avem o casă echilibrată, adică acelea 4 colțuri de aur, totul e mai dezechilibrat, adică nu totul, dar măcar o parte din viața noastră este dezechilibrată. Și totul, da, se ia pe diagonală. De exemplu, dacă eu am un număr cu a 6, da? Da, da. Diagonala, conform formulei Loșu și conform a ceea ce v-am arătat, ce reprezintă diagonala? Este 4. Da? Eu pot să, dacă am, de exemplu, un sector zlăbit al 4, eu fiind un coa 6, pot să nu am legături cu oamenii care au un coa 4. Îmi dispar toți prietenii. Să fie mai dificil, da. Sau da, mai dificil pe domeniul acesta de, da, activitate. Da. Foarte interesant și benefic. Un lucru foarte benefic pentru viața noastră. Păcat că nu am timp să spun tot, dar... Dar vă mai invităm, asta nu este o problemă, știți că sunteți oricând binevenită la noi. Ultima pauză din emisiune. Recomandările săptămânii se realizează alături de doamna Valentina Vânătoru, expert Feng Shui. Iată ce recomandări v-aș face de această dată. În primul rând, dacă vreți să aflați mai multe detalii despre doamna Valentina Vânătoru, cursurile pe care le va ține în perioada următoare și activitățile pe care le va desfășura, puteți accesa pagina dânsei de web, de internet, fengshuidivine.com sau pe litere fengshuidivine.com, da? Pagina de rețea de socializare este tot fengshuidivine, fengshuidivine, da? Și cam astea ar fi coordonatele. Dacă, bineînțeles, dacă doriți să luați legătura cu domnia sa, o puteți face foarte ușor prin intermediul rețelelor de socializare. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența alături de noi. Ne-ați făcut cadou o altă emisiune la fel de interesantă și sunteți un om care are foarte multe resurse. Eu simt că n-ați spus nici 1% din ce știți până acum și mă bucur să vă am alături de noi în emisiune. V-aș ruga, dacă se poate, o frază de încheiere pentru telespectatori. Trebuie să fim conștienți că așa cum data noastră de naștere reprezintă gura aceea de aer pe care noi o primim de la Dumnezeu, de la univers, de la Dumnezeu, de la divinitate, așa și casa este de fapt parte din viața noastră și este, face parte din echilibrul nostru și este foarte important să fim deschiși, să ne alegem casa potrivită, să cunoaștem cât mai multe aspecte vis-a-vis de casa noastră și vis-a-vis de viețile noastre, bineînțeles, pentru că mediul înconjurător, de fapt, ne creează drumul în viață, formele exterioare. Da, și da. Casa noastră, locul în care noi stăm și ne simțim ca acasă. Sau ar trebui să ne sau simțim ar trebui, da, ca acasă. Mulțumesc încă o dată pentru o emisiune foarte frumoasă. Vă așteptăm oricând cu plăcere pe la noi. Voi veni cu mare drag. Mulțumesc. Dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă, iată s-a încheiat și această emisiune cu informații foarte bune pentru noi toți. Vă doresc o săptămână bună, să ne revedem sănătoși și cu bine sâmbăta viitoare în jurul orei 19 la Dialoguri între minte și inimă, numai și numai la televiziunea 6 TV.